A când bam alte vodka, când mă duc la magazin, mă oprește poliția, nu e bai că am băut puțin. I can buy multe flowers. Ce buchet are vodka asta, mamă, uite. Bună ziua, domnul polițist! Dar ce mai faceți? Bună ziua, doamnă. Agent Mureșan de la Poliția Rutieră. Știi de ce m-am oprit? Da, știu. Vreți să vă dau autografa? Poftim? Glumesc! Poză? Nu, doamnă, nu. Vreau să-mi dați actele. Haideți. Și actele mașinii? Păi ce, domnule, mașina are buletin sau cum? Talonul, doamnă. Talon, etalon, etinol, am de toate aici, am ce vreți dumneavoastră aici, domnul polițist, ia uite-l. Păi dumneavoastră ați văzut cum conduceați? Ce misterie aveți dumneavoastră de conduceți în halul ăsta? Da, sunt influencer. Sunteți sub influența, ați vrut să spuneți, da. Sub influența alcoolului, nu? Mă urmărești cumva pe nedizice. Nu, doamne, vă urmăresc de jumătate de ori pe străzi de oraș, noi cu girofarul aprins. Auzi, care-i faza? Mie îmi par foarte cunoscut. Eu te-am văzut de 8 ori în ultima oră. De ce? Pentru că v-am vorbit în sensul geratorii de jumătate de oră, de-aia. Cât ați băut? Eu n-am băut nimic. Păi de ce vorbiți așa? Am un efect de vorbire. Și lumea nu o mă înțelege. Aveți ceva împotriva persoanelor cu defecte de vorbire și cu dicție imperfectă? Aoleu, îmi cer scuze, dar ce-o cauza defectul ăsta? Cineva. Un bărbat. Îmi pare rău, cum se numește? Jack. Dar îmi revin până dimineață. Da, doamnă, este o mare, mare problemă pentru că dumneavoastră v-ați urcat la volan în stare de ebrietate. Nu, m-am urcat trează, dar m-am îmbălțat pe traseu. Nici nu știam ce vreau să fac, să râgâi, să... Doamne, dacă știți că ați băut, de ce n-ați mers pe jos? Nu prea mai simt picioarele. Și mirosiți foarte puternic alcool. Tare? Foarte tare. Perfect, pentru că eu am un barter cu o firmă de parfumuri de ebrietate, de miros de alcool. Cu miros de alcool și se numește Moldovian Smell. Și m-am mai dat aici și cu Dior drojditor. Așa e mirosul. Da, o să am nevoie să suflați în fiolă, doamnă. Eu n-am suflat nici la școală. Vreți să vă suflu aici în fiolă? Ori asta, ori dacă nu, ia ești un pic până afară ca să determinăm ce alcoolemie aveți. Haideți, haideți dacă putem să mergeți drept. Drept, mergeți drept, doamnă, hai. Mergi strâmb, mergi, încerc, încerc, mergi, încerc, încerc. Ia. Ați văzut, domnul polițist, ce drept am mers, ce dovadă să vă mai arăt? Am mers prea mult, hai că mă pun în mașină. Deci, doamnă, sunteți praf. Nu sunt, dar dacă aveți un pic... Deci, da, doamnă, sunteți într-o stare foarte avansată de ebrietate și o să vă suspendăm și permisul și o să vă întocmim și dosar penal. Haideți, domnul polițist, cât mai sunt, că pierd followers! Pierdeți și permisul, nu doar followers. Conștiința ați pierdut-o de mult. Permis fac în rost, de followers fac mai greu. Hai că acum sunt pe live. Și am pierdut un meci și am primit o provocare să beau un whisky. O sticluță de whisky. Și după aia am mai pierdut un meci și am primit provocarea să conduc în timp ce sunt în stare de bucurie. Și eu tot timpul mă țin de cuvânt. Eu sunt o persoană care niciodată nu o să mă țin de cuvânt. Live pe TikTok. Live pe TikTok. Hai de mine, să știți că acum mi-am dat seama și eu vă urmăresc, nu v-am recunoscut, că arătați altfel în realitate, cred că e de la băutură, dar nu e nicio problemă. Mă cer scuze că v-am întrerupt acum din live, vă las să mergeți, că așa sunteți simpatic, vă ajută, urmăresc, să știți că provocarea cu sticla de whisky de la mine. Haideți, mergeți liniștită, nu e problemă, hai, zi frumoasă, îmi cer scuze că am... Hai, pa, te pup!
Dăm tap-tap. Da, o intrat în sensul generatorului iar. Super. O mai las, mai facă trei turi și după aia opresc din nou, că sigur nu uită că până atunci am oprit-o o dată. Dar nu-i problemă și acum suntem în continuare pe TikTok. Am terminat provocarea de polițist. Nu-i niciun bai. Vedem cine urmează de acum încolo să fie oprit de noi. Tap, tap acolo, mult mai multe inimioare. Și vă pup, ne mai vedem.